Venirea pe lume a unui nou membru al familiei este un motiv de bucurie și sărbătoare pentru toți. Însă trebuie să știți că atunci când mergeți în vizită la o proaspătă mămică, e bine să vă faceți propriul cod al bunelor maniere. De ce reguli să țineți cont în astfel de situații, aflăm de la medicul pediatru Dorina Agache. La cât timp după ce lăuza a născut putem merge în ospeție? Depinde cine vine în ospeție, da? Dacă, să zicem, noi ca și rude, ca și persoane străine, ar fi ok nu mai devreme de o lună de viață a bebelușului. Da? Cel mai ok să lăsăm primele 2-3 săptămâni de viață bebelușul să se adapteze cu familia, cu mama, tata sau eventualii frați, surori și mediul său de la viața extrauterină. Ce putem lua cu noi? Care ar fi cadoul ideal pentru mama, dar și pentru copilul? Ar fi ok să ducem lucruri care sunt de prim consum, da? Începând de la scutece, de la produsele de îngrijire a corpului, produsele de subscute, cremurile ar fi ok. Pentru mama ar fi bine un complex de vitamine, un pachet de fructe, care de asemenea ar fi un suport de vitamine pentru bebeluși. Ar fi ok să nu mergem cu jucării de pluș sau cu jucării moi care sunt surse de infecții și încă un lucru care ar putea să-l zic că nu e bine să mergem la bebeluș cu bani. Da? Dacă vorbim despre bancnotă ca și obiect, nu e ok să fie apropiat de pielea bebelușului, față, guriță. Care ar fi regulile general valabile atunci când mergem în vizită la un nou născut? Ne apropiem de bebeluș? Nu. Îl privim de la distanță? Da. Vrem să-l sărutăm? Ok, acceptabil. Dacă ne simțim noi într-o stare de bine, nu mai mult decât fundulețul peste scutec sau tălpițele. Nu sărutăm mâinile bebelușului. Nu este ok noi, din haina externă, să intrăm direct în odaia unde este bebelușul. Primar, mergem și facem o igienă a mâinilor obligatorie. Și 4. Nu vorbim tare. Nu mâncăm în apropierea bebelușului. Oricare voce străină, oricare, cât de plăcută nu ar fi ea, este oricum străină pentru bebeluș și asta ar putea să-l streseze. Cum putem ajuta proaspăta mămică? Mămica, 9 luni de zile, a fost însărcinată, dar imediat când vede un boț de 3 kg în mâini, poate să nu știe ce să facă cu el. Dacă avem careva cunoștință, nu o facem pe deștept, dar cu foarte mult calm, începem să-i spunem mămicăi, deci chiar aceleași lucruri minime care le cunoaștem dintr-o experiență proprie. O ajutăm pe mămica să îmbăieze copilul. O ajutăm pe mămica cum să îmbrace copilul. Îi sugerăm, deci, câte hăinuțe, câte nu hăinuțe. 3. O ajutăm la lucrurile casnice, aceeași ștergere de suprafețe în odaie, aceeași mâncare să o pregătim foarte proaspătă pentru mămica și, cel mai important, o ajutăm pe mămica să stăm noi cu bebelușul în momentul în care trebuie să se odihnească. Fiți de ajutor, încurajați proaspăta mămică și dăruiți-i atenția necesară.